Încă o surpriză pentru vizitatorii, pădurii colorate de pe marginea DN67 de la Bumbeș-Pițic. Artistul gorjean Mihai Țopescu a amenajat în câțiva arbori și cuiburi, la fel de viu colorate, locul devenind acum unul de bazm pentru oricine ajunge prin zonă. Mihai Țopescu a revenit în ultimile zile din nou în pădurea despre care vorbește toată lumea. A muncit alături de alți colegi artiști pentru a crea în vârful unor arbori cuiburi la fel de colorate ca și aceștia. Este o continuare a pădurii colorate. Am folosit crengile copacilor, le-am folosit ca element plastic, le-am luat, le-am colorat și le-am adunat într-o formă care i-am spus cuib, pentru că sunt așezate în copaci. Mă simt trist câteodată când vin aici și asta din cauza gunoaielor din pădure. De câte ori trec, mă bucur însă că văd lumea oprită aici și făcând fotografii, plimbându-se prin pădure și comentând. Trist însă sunt când văd câtă mizerie rămâne, a declarat Mihai Țopescu pentru Pandurul. Pădurea colorată îi atrage ca un magnet pe trecători. Apariția cuiburilor îi bucură pe aceștia și mai mult, pentru că acum au și mai multe motive de a-și face fotografii pe care să le arate prietenilor pe rețelele de socializare. Pentru Mihai Țopescu, pădurea colorată reprezintă doar începutul unor acțiuni mai ample, pe care acesta le are în plan pentru a atrage atenția la un nivel mai mare asupra poluării și a problemelor de mediu. Proiectul său intitulat Manifest și cu care a expus până acum atât la București, dar și la Lisabona sau Veneția, ar urma să continue anul viitor cu un nou protest artistic în orașul care își duce existența pe apă. Țopescu face demersuri deja pentru ca mai multe gondole să transporte pentru câteva ore nu turiștii care oricum invadează zilnic Veneția, ci lemne de ale sale colorate, totul pentru a atrage atenția asupra poluării apei de către cei care vizitează orașul în număr mare.